Bună ziua, dragii mei! Și bine ne-am regăsit la Omul, o poveste! Într-adevăr, pentru mine, fiecare om este o poveste. Fiecare clipă se poate transforma într-o poveste minunată, într-o poveste de neuitat, într-o poveste care merită a fi dăruită și altora. Pentru că, din povești, învățăm, nu-i așa? Cum ar fi, dragii mei, oare o lume în care nu ar exista povești? Eu cred că oamenii ar îmbătrâni mai devreme și ar fi mai nefericiți. Și tocmai de aceea, pentru că îmi doresc să vă mențin tineri și sănătoși și fericiți, vin în fiecare dimineață către dumneavoastră cu povești. Povești pentru toate vârstele, pentru toate simțirile și prin care să descoperim că împreună suntem o minunată poveste. Avem aici undeva o inimă fizică, o inimă care bate necontenit. În dreapta avem o altă inimă, inima spirituală, așa se numește această inimă, care ne face să simțim tot ce se întâmplă în jurul nostru. Într-o zi, se spune, un tânăr a plecat așa prin lume tare, tare fericit. Era frumos, bine clădit, puternic și dornic de a se afirma. Avea un țel, acela de a fi cel mai frumos tânăr cu cea mai minunată inimă. Avea într-adevăr o inimă frumoasă. Era mare, puternică și bătea într-un ritm care îți dăruia așa o stare de putere, de recunoștință, de bucurie. Tânărul nostru mergea din târg în târg și se lăuda cu inima lui. Ia uitați ce inimă minunată am! E perfectă inima mea! Așa spunea tânărul acesta, iar oamenii veneau de peste tot, îl înconjurau și se minunau de inima lui perfectă. Într-o zi, trecând printr-o piață, un bătrân l-a privit, a observat oamenii care l-au înconjurat pe acest tânăr și, cu pași înceți, s-a apropiat de tânăr și i-a spus: tinere, într-adevăr ai o inimă frumoasă, dar inima perfectă eu o am. Uită. Și i-a arătat inima. Tânărul, văzându-i inima, a început să râdă și să-i spună: Bătrâne, cu inima asta te lauzi, nu vezi că e plină de cicatrici? Mi-e milă de tine, bătrâne. Hai, pleacă de aici, du-te. Nu vezi că nu faci față la inima mea frumoasă, minunată, perfectă? Nu ai ce căuta aici cu inima ta. Bătrânul însă l-a privit cu fermitate și i-a spus: tinere, mă bucur de inima ta, dar inima mea este perfectă, așa cum este. Păi cicatricile tale, moșule, păi nu vezi cum arată? Nu ți-e rușine să vii în fața mea? Ia să vedem ce spun oamenii ăștia. Și tânărul și-a îndreptat privirea către oameni, către admiratorii săi, și le-a spus: ia priviți, oameni buni, inima bătrânului.
se compară cu a mea, merită el, bătrânul acesta, să vină în fața noastră cu o astfel de inimă plină de cicatrici, de tăieturi? Pă, parcă îmi vine să vărs lacrimi când o văd. Bătrânul, privindu-i pe toți, a spus: dragii mei, inima aceasta mea este plină de iubire. De aceea este perfectă. Și știți ce mi s-a întâmplat? De ce arată ea așa plină de cicatrici, de parcă ar fi operată, cine știe cum? Este plină, într-adevăr, de cicatrici. Pentru că de fiecare dată când iubeam pe cineva, rupeam o bucățică din inima mea și o dăruiam acelei persoane. Persoana aceea, dacă vroia, îmi dădea o bucățică din inima ei și o lipeam, o coseam acolo, în locul acela unde rămăsese gaura, în inima mea. Și poate că nu întotdeauna bucățica de inimă primită se potrivea perfect. Poate era mai mare sau mai mică. De aceea și arată așa. Și uite, ea arată perfectă pentru că am dăruit multor oameni iubirea mea și am primit înapoi, poate nu la fel de mult, dar am primit ca să pot să-mi umplu celelalte goluri. De aceea, dragii mei, inima mea este perfectă, pentru că este plină de iubirea mea, dar mai ales de iubirea altora. În momentul acela, dragii mei, tânărul cu inima frumoasă, minunată, perfectă până atunci, a plecat ochii și și-a dat seama că el niciodată în viața lui până atunci nu a știut să dăruiască iubire și n-a primit iubirea nimănui. Era înalt, era frumos, dar ceva din sufletul său s-a făcut mic și s-a înclinat cu respect și recunoștință în fața bătrânului, recunoscând că inima acestuia este într-adevăr perfectă, iar că el, cu inima lui minunată, mai are mult până va deveni perfectă. Așa că, dragii mei, dragi oameni minunați, când întâlniți un bătrân, priviți inima perfectă. Ea este un model de viață pentru noi, pentru oricare dintre noi. Dragii mei, dragi oameni minunați, îmi doresc să recunoașteți fiecare că aveți aici, într-adevăr, o inimă perfectă. Îmi doresc să am și eu o inimă perfectă, să fie mare și minunată, să pot să dăruiesc din ea cât mai mult tuturor. Pentru că viața nu este viață dacă nu-ți dăruiești măcar din când în când o bucățică din inima sufletului tău. Dragii mei dragi, îmi iau la revedere. Vă doresc o zi minunată, încărcată de iubire. Vă dau o întâlnire de seară, la gândul de seară. Iar mâine dimineață vă aștept din nou la Omul, o poveste. Vă îmbrățișez, dragii mei oameni minunați. Numai bine tuturor!